Miorița dragă măi, tot umblând pe deal și măi, n-ai văzut și n-ai aflat cuvânt dulce și alenat. Puișorul mamei pui, unde el sau poate nu, că l-am cătat în patru vânturi și m-au bătut multe gânduri. Spune-mi, Măriță, tu, dacă e viu sau poate e mort. Of, 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 of! Ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit, s-a întâlnit pe-un verde plai, ca grădinele din rai. Cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atâta l-am conjurat până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma. Dar nu are nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit. De la avere s-au svădit, s-au bătut până la moment. Ca așa e pe pământ lăsat, din averea cu păcat, să n-ai parte niciodată, s-o plătești nemăsurat. Miorița asta și povestea, atunci la noi la sud erau bordei, acum nu mai sunt nicăieri. Nu pot să-mi iert niciodată mama mea, adică bunica ta, da? Era bolnavă 3 luni de zile. Numai așa răcnea zi și noapte, văleau, văleau, și nimeni nu putea să o ajute cu nimic. Dar odată, tăticu, nu-mi pot să-mi iert doinița chestia asta. Că m-am dus odată cu băieței, tătă ziua n-am venit acasă. Și m-am jucat pe deal cu dâns, m-am jucat de amasla. Și când am venit, vecina noastră era lângă mama mea și unchiul Ion și tanti Lena și mama mea, adică bunica ta. Striga, văleu, of, of, nu mi-e jeli de nimic, dar mi-e jeli că am să mor și a să rămâi copiii mei pe uși străini. Dar a doua zi nu m-am mai dus tăticuței nicăieri. A rămas acasă, era vara.
Era zarzări copți și mama mea, bunica ta, și de pe un pat verde, acoperit, da, cu iarbă. Iarbă? Da, cu iarbă, pe iarbă verde. Patul acela era făcut din nuieli. Atunci era vara, iarbă verde. Era vară, da, da. Și iarbă cosetă și bunica mea, bunica ta, mama mea, o spus, zice, suite colișor în vârful copacului și scutură zarzări, că de-a mus o cop. Dar ei erau copt? Erau copt. Și tăticul s-a suit și când am scuturat odată așa tare, tot patul era plin de zarzări și pe jos, și pe pat, și pe mama mea, pe bunica ta, adică. Și ea așa nu m-au făcut. I-am povestit. A murit. Și mi-a fost jale că măcar nu i-am dat un zarzăr, vrem să-i dau să guste și nu am mai putut să guste. Dar pe urmă, așa zisă eliberare, când mi-a eliberat în 45, din cât era săraci acolo la noi în sat, tata era cel mai lichid pământului. Deoarece, desigur, că nimeni nu era bogat, o lua și l-a pus președintele Sil Sovietului, cum se chema atunci, dar colhozuri încă nu era. Și umblau cu șticul și cătau și în pământ cătau și răcoscor moleu peste locul. Că dacă n-a ascuns cineva ceva, niște orzi, niște grâu, mai știu eu. Dar au venit câteva familii care aveau câte 7-8 copii și Vasile, ne prăpădim. Și el o a ascuns, o scris la raion, la cei care umblau polnomocenii, că nu are nimeni. Dar când o cătat cu șticul, o găsit și o spus, ah, te svălăci, te protiv Iosif Visarionovice, mă tebe v Sibir, zăbăni. Și tata m-a chemat, colișor, tu de-amu ești mare, ai 12 ani, trebuie să stai numai la Sel Soviet cu Lenuța și cu Ion și să vă rugați să vă iei la casa de copii. Și așa, în felul ăsta, am numerit la casa de copii. Dar eu ziceam să mă duc în lumea lui Dumnezeu, că altă ieșire nu e, am să murim tăzi de foame, că Stalin vrea să moară o bună parte din oameni și ca să rămâi copiii, să, mă rog, să îi educi în duhul și în stilul lui. Și așa noi am numerit la casa de copii, adică cum era pe atunci, acum e raionul Comrat, atunci era Baia Maclie și la Cârpiești ne-a dus. Și a pupiști 2 ani la Lărguța. În cazul ăsta am numerit la casa de copii și acolo mai departe de amu urmează viața aceea, ca să vă spun așa, de la casa de copii, care deloc nu-i dulce, dacă astăzi îi pușcării o casă de copii, copiii nu vor să ducă la grădinița, păi desigur că atunci era cu mult mai greu. Te scoală când ți-i viața mai dragă la 6 dimineață, în rând și să cântăm, hei, hei, crasnei geroi, naraz vetki baievoi, vyshe v golovu. Hei, hei, krasnyi geroi, naraz vetki baievoi.
floare dulce, am o mândră tare dulce, dar la lucru n-o să duce, dar la lucru n-o să duce. Te-li-li-li-li, da, da, te-li-li-li-li, da, te-li-li-li-li, da, da, te-li-li-li-li, da. Dimineața rouă-i mare, ta-ra-ta-ta-i-lăra, cereșești la chișoare, ta-ra-ta-ta-i-lăra, rouă trebuie scuturată, ta-ra-ta-ta-i-lăra, ce mândruța sărutată, ta-ra-ta-ta-i-lăra. Și la față se negrește, și la față se negrește. Te-li-li-li-li, da, da, te-li-li-li-li, da, te-li-li-li-li-li, da, da, te-li-li-li-li, da. Țara vine și răcoare, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, s-ar culca de zouă moare, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, când ei numai la stele, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, curășe mințele mele, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra. Împărțim dragostea, date nu cu cumpăna, măcar și cu lingura. Te-li-li-li-li, da, da, te-li-li-li-li, da, te-li-li-li-li-li, da, da, te-li-li-li-li, da. Cât la tine, atât la mine, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, să și-i pașii și gine, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, de-aș de mama când ești drag, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, nu m-ar mai frini în prag, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, de-aș de mama când ești joc, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra, iar bă și chelea cu joc, tă-ră-tă-tă-i-lă-ra.
și apoi neghe că doi fii, doi mai trei, fata mare, noi iubim mai, fata mare să mărită. Mă lasă tu, intima friptă. Se fereastra de la vale, se gândi la lumătate, că m-așa mărătoare. Și-apoi eu când te-am văzut, am amintit și-am căzut. Poclelito, când am ajuns, prima ce am ajuns în Chișinău, am ajuns la ora așa unde, la ora 11, dacă era noapte. Eu gândeam că aici așa stău tăți de strajă și cată, numai talente, numai să vadă și vor și cine sunt așa specialiști aici, că el numai te-a ascultat și poate de ei. Deodată pune etichet că ești capabil la ceva, ori zi și noapte, și aici și fac de strajă să afli. Te așteaptă. Da. Și zic că am ajuns la, era un Moș Andrei, portar, groaznic, tipaș de multe ori. Zic, bună seara, zic, aici este Tamara Ciobanu și Lupriat și Gheorghe Ivan, ce aici cântă ieșan, da, cântă aici, dar tu și cine ai aici? Nu, eu mă auzit că aici îți poate să mă asculti să cânt. Zic, eu am gândit că ei sunt aici, am. Păi, mă, ia-i noapte, băi, băieți, zic, și vină tu, măi, ei mă duc mâini, vin. Aici ea s-o grămădit. Ca să mai râdă și băieții erau după două pahari de gin din joc, Curbiet, Forțu, Furnica, domnul Lubamir. Zic că, dar tu și vrei, mai zic, eu tot vreau serios să ies aici. Dar ei nu știu eu că am să cânt eu bine. Zic că, dar văd că așa ești, cam o leacă ești. Eu am văzut că ei mă iau la mișto, dar oamenii mi-au spus, ăsta e cu tare, ăsta e laureat de trei ori, cruce ne facem. Aici e merit, curbiet, așa la e narod, așa la ferească Dumnezeu, e joacă. Gata, copți. Nu e bine. Ei zic, cum aș fi. Da, Vera Alexandru Nagașa, zapișite eu, scrieți-l și pe dântul. De unde ești, măi băieți? Zic, ia că așa, ia hai. Zic, eu am dormit la gară, zic, eu trebuie să-ți aflu. Da, da, dacă nu, eu mâine... Să mă duc, eu vreau să intru la învățător. Aia e convenient. Ei, măi, măi,
Și zic, cum dracu, bre, aici e așa de mult, atâta mute ascultau ei acolo. Și eu sunt său că, că trebuie juriul și ala să asculte și cei și nu trebuie. Deci și asculte, zic, că dacă tu și mai igienii ești, dar eu n-avem niciun pic, adică acum. Nu-i frumos despre sine să ai așa părere, că asta e modestie, vreau să zic, că nu-i, dar unii mă întreabă pe mine, curbea, dar și tu mai igienii ești când? Zic, clar că mai igienii, decât un acolo. Ei, zic, avem două torte și zic, și o bucăți de slănină, că zic, da, aici e lung, că n-am făcut așa ea, pe tortă, slănina, sola, ies eu și zic. Și ai zic, când zăi, un acordeonist și un contrabas. Zic, sos pe malul Nistrului, rusu-și paște calului, măi, tăța, ha, 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 hărășo, ca rusu paște calul, asta e ghine. Calul paște și nechează, rusu plânge și oftează. Taci, rusule, nu ofta, România nu e a ta, măi, așa. Pentru România mea, hai să-ți pierzi Rusia ta, măi. Băieții din joc, ha, 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 dar cum ești, dar și când el, de unde el o scos el, de unde o scos el așa? Era unul Dumnezeu să-l ierte, Popov, locțitor de viceministru. Ia stai, băi, băiețel, măi. Mai cântă ceva, dar și când stă acolo? Și tu, în și țară tu asta când zic, de la noi în colhoz, zic, tăți așa cântă. Dar ei, băieții, tot mai făceau și comedii. Dați-i pașii din sat și omul, așa. Dar vedeți că cântă ghinii. Și ei vă uitați, cum facem noi ceva pe urmă cu text. Vocea doar, e bună. Te străcai. Ei, să iei să cânt ceva, ce și puteau ei, că s-ar părea că nu poate și nică să le strâși treaba. Ce crezi, mă, ta, despre colhoz? N-ai tu un cântec despre colhoz, tutunar, ceva. Că erau la moadă niște, nu știu cine cânta. Zic, despre colhoz, poftim. Zic, foaie dimineața când mă scoal, brigadierul e la ușoar, măi. Haide, Gheorghe, tu, Vasile, la colhoz, la trudodzeli, câți băieți, mămică, ai în colhoz, zi, nu-i mai dai, măi. Ei, le, iar, că-ți greu nostru cel mașcat, tot la stanții carat, măi. Lor sărmani, știți eu, chiturile, dar chiar le era așa plânge. Și-o rămas numai odhod, pentru sărmanul nărod, pentru sărmanul nărod, măi. Zân, 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 grafienul și la mine și la Vera Alexandru. Вообще-то, может, его принимать, да, да мне, ну, что я ему говорю, ну, если вы узнаете, о чем он поет, то не сподобается никому. Встречи, концерты, их было много. В эти дни дебютировал и молодой народный ансамбль филармонии. Душа ансамбля – певец Николай Сулак. Dar ea singură e o floare, cea mai bună muncătoare. Dar ea singură e o floare, cea mai bună muncătoare. Când florește tu, Moldova, când florește viața nouă, doamna ta mereu să fie numai nunci veselie. Doamna ta mereu să fie numai nunci și veselie. Iar verde foi de bosmă, frumoase nunțile în colcoz, măi. Doamna când schipește rouă, chiuii toată Moldova. Dar cu timpul am ajuns să fiu cunoscut, desigur, ca să nu vreau să fiu modest, cunoscut în toată Republica și chiar și în multe țări, în Uniunea Sovietică, cum era atunci. Dar ce este? Greutățile artistului, una vine și alta se duce. Se duce una și vin patru.
aveau o metodică, că te spări eu, vin cineva tânăpast, s-a nina, că ia ca el pe mine, el cu mine mi-a dat cuvânt, ca să însoare, eu am fost cu dânsul, nu știu nică, să am copil de la dânsul. Păi, e destul o fițui, că acolo o iscălitură și te puneau la ori tinsori, în maniera lor, ori plătești cu deasăla. Și când văd, am avut chiar cazuri extraordinare. Ai că te așteaptă, nu știu cine te cheamă la poartă. Mă duc eu. Ai, lu. O tia, tia-ți prișol, arată la mine. Eu cu niște ochi, cum adeți? Vedeți cu cereavă, îi puteți plăti. Și unii faci, davai, ești nicoci scandală, davai 200 rublei. Îi iau, îi duc. Scoteam și îi dădeam, mă rog, scăp. Să vă mulțumim pentru vizionare!
Asta au fost vreo câțiva ani. În urmă, ajungem noi în colhozul Basarabia și vedem deodată că trag atenții doi tineri. Ei, vreo 18-19 ani, dar actori născuți, cum numai poporul nostru poate fi. Am vrut să spun că poporul face și din tragedii comedii face. Vreau să zic că jocul este al lor, povestirea asta a lor, era despre război. Unul zice, taman la radio, nu știu, spune, că iată așa. Doamne ferește, că mă tem să nu se întâmple un război. Dar așa l-am. Vă 18 ani aveți. Ferească Dumnezeu că eu încă de așa l-am nu ne-am venit prin șir. Eu i-am ascusat urechea, aici trebuie să știi ceva interesant. Și că eram la Krasnoyarsk și nu știu cum s-o retras armata noastră în stânga și am rămas numai eu unul în dreapta. Când văd nemții buluc la mine. Dar fac cum s-o evit, pe urmă familia lui era grăsune. Și un drag de general așa făcea cu 25 de rubli, gândea că slacom de bani. Și zice, grăsune, predă-te, grăsune. Și că, da, păi eu când am răcnit, nu mă predeau. Că nici unul nu s-a predat dintre noi. Și când m-am repezit și când am luat doi în știc, dar unul a făcut și a făcut bat al Dumnezeu și s-a dat jos de pe știc. Și eu o șocârlie de popșoi și la mine să mă ușit. Și-ați dușmani, că am copchii acasă. Dar așa l-am zis, și te cred, așa eram eu, zice, în Lvov. Și zice, eram, zice, într-un dot și bătem din mitraliera. Dar când văd nemții, zice, m-au înconjurat, câtă-i frunză și iarbă nemții. Și un drag, zice, a zvârlit o granată și ne-a rupt jumătate zodul afară și am rămas eu pe jumătate afară. Ei, dar zice, am avut noroc că, zice, doi din unitatea noastră, zice, aviatori, când văd ei deasupra zbor. Și zice, am făcut cu pilot ca chip, Ivan, toarnă bombe, când o prins a bombarda. Când o prins a bombarda, ardea iarba, copașii. Dar nemții tăți la mine, zic, măi, Gligori, măi, dă-i, măi, să oprească, măi. Măi, Gligori, măi, dă-i, măi, să oprească, măi. Și ea că așa ziceam scăpat. El azerbaicean era. Și-mi dădea mai multă mâncare când era foame, dar și cântam pe azerbaicean. Hai, Isa, la vei, dai la, ah, za, ce-am chita cu mie ești, pe șaitan. Ah, za, ce-am chita cu mie ești. Asta aici, da? Da. Când voi am fost închis, băi, băieți, dar mamă, ia, nu știu. Ia să-l noi, ia. Antovan, să văd din Antovan. Și dragostea.
la liberarea ta. Eu lenuță te-aș lua, dar armata e foarte grea, măi, măi. Eu lenuță te-aș lua, dar armata e foarte grea. Rachete grele și nu pot urca la ele, și nu pot urca la ele. Așteaptă mândruț, așteaptă până vine din armată, mai mai. Așteaptă mândruț, așteaptă până vine din armată. Evgenii Vasilice și intră aici, ia ca aici, și secretarul Zucatului, Petric, și al lui la masă, da, 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 da. Ei bine,
când intrăm noi acolo, vine un ofițan, că de unde să știe ce e la noi în Moldova și chestii. Zice, dacă ștop vă znali, asta la stolco e zic. Dar eu unii... Zice... Atvărnoi. Da, atvărnoi e zic. Dar eu zic, net, tolco găsudarstvino. Dar e unii... Așa eu, eu sărit borșul la țăca din gură. Dar e unii face, miu, ștop vă dumăli și aia svoio iz doma prinisla. Când a fost el, vrea să zică la... La Comitetul Central m-a dus la dâns și spun, zic, dar mă, ta nu știi, zic, a fost altul aici, pe timpuri în locul în Italia. Și când a auzit el că eu m-am despărțit cu femeia, unii face așa la așa cultural, tot era. Băi, Nicolae, băi, tu trebuie, te-ai despărțit, tu ești cu asta, băi. Trebuie să faci ceva, băi, să trăiești, băi. Și ca dovadă unde face el, și, că, și crezi că la mine totul e bine, în familie. Dar eu și așa n-aveam de ce mai în așa. Și unii fac, zic, dă plăneta pricaz, jit, lui ținoi. Dacă l-ar mări, dacă vrei, te despărțesc. Завлекла цыганочка чёрными очами, и не сплю спокойно целыми ночами. Эх, зачем ей надо душу ворошить, только потревожить и не полюбить. Эх, как хочется тиши ночной взять ее за ручку, но ведь ты с тобой. И сидеть старой у костра, дождешься Иване, чтоб тебя любить. Я любить умею, говорить только своего. Цыгана кого и больше никого. Эх, как хочется тиши ночной взять ее за ручку, ведь ты с тобой. И сидеть в старой у костра, и смотреть ей в жгучие глаза. Как хочется тише.
vezi că tu ai început foarte ușor. Tu i-ai amăzit pe comuniști începând cu femeile mele. Ai, nu e așa? Hai să îngrăiești așa. Ei, cât dracu se poate? Ei a răbdat o femeie, două, a treile, dar... Dar mă ta răbdai sau ele răbdau aici, n-am înțeles. Nu, 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 eu răbdau. Noi. Și numai cu femeile mele, măi, Gheorghe. Dar de-amu, văd că ai alte novele, știi? M-aș mai însura o dată, dacă m-ar lua cineva. Tare n-ar trebui. Așa? N-ar trebui. Așa, mă. Consuratul ăsta e la timp să te oprești, asta e tot ceva. Cred că am să mă opresc. Mie îmi pare că după ultima căsnicie e exact cei mai fericită și mai reușită. Dacă mai faci, cum zici român, o păpâtcă, poți să te faci de râs. Machinul trebuie. Da, nu, și așa e. Ei, glumă, e glumă, n-am fost eu om rău, dar tăti trii m-au luat pe mine și-ți faci, și-ți faci copilul și este o treia și... Da, după cum spune, Gheorghe, după este, cum spune, ies că-s numai trei, nu și eu am numărat aminturile. E bine, eu știu, dar vreau să nu râd, eu zic, ca să-ți dovedesc, dacă vrei, știi, noi glumim, știi. Gheorghe, mă jur, n-am fost eu om rău, tăti trii m-au luat pe mine. Cu ghinișor, dar omul e slab, măi, dacă pune muierea ochiul pe tine, apă, nu mai scăi de dânsa, e drept sau? Da. Așa. N-am pățit, dar așa am auzit. Ei, dar tu câte ai? Una? Una de bun, eu una de bun. Da, le-mi treci pe treia mea. Trei, patru, nu. Auzi, și-ți faci copilul și este o treiere până nu te doare la inimă. Bate un timp
nu știam. De ce mamă nu a fost și de ce război de lume rău n-am făcut noi la mine. O, să trecule călătorul e greu. Și-a pierdut ce-o mai 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 ce-o